Imagini de Pateric. De la Sfântul Grigorie, dialogul. În Samnia, provincie a patricianului Venantie, era un plugar care avea un fiu pe nume Onorat, care din copilărie, spre dorul patriei celei cerești, prin înfrânare și postiri se aprindea. Și sporind în prea mari puteri, a dobândit, iată, slobozenie, de la domnul său cel mai sus zis Venantie și, într-un loc ce se cheamă Frudon, a zidit o mănăstire, întru care s-a făcut părinte a 200 de monahi. Într-o zi, din muntele ce era deasupra mănăstirii, s-a rupt o stâncă, care, rostogolindu-se pe munte, putea pricinui mănăstirii pierzarea tuturor. Pe aceasta, așa iute, prăvălindu-se, văzându-o Sfântul, striga fără opire, chemând numele lui Hristos. Și dreapta ridicându-și chipul cinstitei cruci în dreptul ei, l-a pus. Și iată, îndată piatra s-a oprit din prăvălirea ei. Și până acum toți așa o văd, nemișcată, petrecând, precum i-a poruncit Sfântul să stea, cu puterea lui Hristos. De la Ava Isaac. Să nu înveți pe cineva ceea ce tu încă n-ai ajuns, ca să nu te rușinezi de sine și din rânduiala viețuirii tale să se descopere minciuna ta. Iar de este pricină binecuvântată a grăi, grăiește ca unul care se învață, ca un ucenic, și nu cu stăpânire și obrăznicie, și apucă înainte osândindu-te pe tine însuți, arătând că ești mai prejos decât cel către care îndrepți cuvântul tău. Bine este a învăța pe oameni bunătatea și a-i aduce pe dânsii în rânduiala proniei și din înșelăciune la cunoștința adevărului, căci acesta a fost chipul lui Hristos și al apostolilor și este foarte înalt. Iar de va simți cineva că a ieșit din viețuirea aceasta și din deasa împărtășire de Dumnezeu și din conștiința lui slăbește dinspre vederea duhovnicească a celor ce sunt și alinarea inimii lui se tulbură și conștiința lui se întunecă, ca unul ce are cugetul lipsit de păzire și trebuință de lepădarea simțirilor trupești, și că, întru a voi să tămăduiască pe alții, pe a sa sănătate o pierde, mintea, tulburându-se din slobozirea voirii sale, acesta trebuie să-și aducă aminte de apostolul, care zice, hrana tare este proprie celor desăvârșiți, adică a celor sănătoși cu simțirile și deprinse în aceasta, a celor ce pot primi toată hrana, zic, adică asuprelele simțirilor, fără a-și vătăma inima în vreo împrejurare, pe temeiul deprinderii în săvârșire, ca nu cumva să se întoarcă înapoi și să audă ca în pildă, doctore, tămăduiește-te pe tine însuți. Pentru aceasta, fiecare să se osândească pe el însuși și a sa stare să-și o păzească și în locul cuvintelor lui celor simțite, buna petrecere să o urmeze și cu a lui faptă bună să învețe. Iar de este departe de oameni, mai mult bine le poate face lor într-o râvna lucrurilor celor bune decât prin cea în cuvinte. Câtă vreme el este încă bolnav și are trebuință ca și aceea de vindecare, că orb pe orb de va povățui, amândoi vor cădea în groapă.